A fost odată o găinușă roșcată care trăia de una singură într-o căsuță din mijlocul pădurii. Într-o zi însă, o vulpe și foc se aciuă într-o văgăună din preajmă. Din ziua aceea, gândul vulpii a fost unul singur. Cum să facă să pună labele pe vecina găinușă pentru ca apoi să o arunce în oală, să o fiarbă și să o mănânce? toate ca toate, dar găinușa cea roșcată, umbla mereu cu băgare de seamă și mai ales nu uita niciodată să încuie ușa casei. Până la urmă, cu mătra vulpe, se gândi la un șiretlic prin care să-i vină de hac găinușei. Într-o zi, dis de dimineață, așteptă până ce găinușa plecă să adune rămurele pentru noul ei cuibar. Vulpea luă un sac și, furișându-se prin tufișuri, ajunse la casa găinușei. Găsind o fereastră deschisă, și Reata nu mai așteptă altă invitație și intră. Ce spaimă trase găinușa cea roșcată când, întorcându-se din pădure, dădu peste coana vulpe în casă. Zbură pe dată cât colo, oprindu-se taman sus pe o grindă. Ei, uite că de aici nu o să pui tu labele pe mine," îi spuse ea vulpii. Așa că cel mai bine ar fi să faci repejor calea întoarsă. Tu chiar crezi tot ce cotcodăcești?" întrebă vulpea, începând să se învârtă în cerc ca și cum ar fi vrut să-și prindă coada. Și se învârti tot mai repede și mai repede, de biata găinușă a tot uitându-se după ea. Nu trecu mult și găinușa căzu de pe grinda pe care se cocoțase, iar vulpea se grăbi să o vâre în sac. Mulțumită că și retlicul îi ieșise așa cum plănuise, luă sacul în spate și porni spre vizuină. Atât că alergătura aceea nebună în cerc o obosise și pe cumătra vulpe, drept care puse sacul deoparte și se întinse cu gând să se odihnească o leacă. Dar abia adormi vulpea că își reveni în simțir găinușa și scoțând de sub aripă o foarfecă de care nu se despărțea niciodată, tăie frumușel sacul și ieși de acolo la lumină îl umplu apoi cu niscaivea pietre mai măricele, îl legă la gură și se întoarse de grabă acasă. De cum se trezi, vulpea își sacul și îl duse în vizuina ei. Acolo avea pe foc un ceaun plin cu apă pregătit pentru supă. Dar, deșertând sacul în ceaun, pietrele făcură să sară din oală strop mari de apă clocotită care o opăriră pe cumătra vulpe. Aceasta, să știți, a fost prima și ultima ei încercare de a pune labele pe găinușa cea roșcată și isteață.